faci, tati? Bine. Mi-e așa foame. E ceva de mâncare prin casă? Nu știu. S-a întâmplat ceva? Pare cam supărat. Ce faci? Mă uit și analizez. Ce? Pe tine. Mami e acasă? Suntem singuri. Mă duc să caut în frigider. Poate găsesc ceva de mâncare acolo. Încearcă. Când a ajuns atât de repede pe canapea? Mănâncă și nu-ți mai pune întrebări fără răspuns. Ce faci, tati? Când mănânci, nu te uiți pe telefon. Nu! O lecție trebuie dată. Mi-ai stricat telefonul. Nu e rezistent la apă? Nu! Asta e. Nu se mai deschide! Tocmai ai spus că ți l-am stricat. Credeam că... Acum poți mânca în liniște. Mami, o să afle ce ai făcut! Sunt foarte speriat. Tu nu par? Exact! Cine ești? Tati! Nu cred că ești în regulă, ceva ai pățit! Dacă vrei să vorbim... Ai mâncat! Nici n-am început! Ai avut timp suficient să termini! Mă duc la mami în cameră! Parcă plecai! Da! Nu uitați să ne dați un like, ne ajută foarte mult! Mulțumesc! Oamenii sunt slabi, patetici chiar! Pe planeta mea nu există slăbiciune! Ce face tati? Trenezi? Da. Nu ai mai folosit gantera de ani de zile. Am și uitat că o mai avem în casă. Ridic-o. E prea grea. E ușoară. Pentru tine poate. Cum crezi că am fost eu cândva? Ca tine. Ridic-o. Nu. Am spus să o... Ridici! Și eu îți zic că e prea grea pentru mine! Fă ce îți spun! E imposibil! Nimic nu e imposibil! E imposibil pentru mine! E doar o greutate! Ridici pentru 3 secunde. Fantastic. Pentru un copil e ceva. Lovește-mă. Nu, nu. Lovește-mă. Nu. Îți ordon să mă lovești. Tu ești tatăl meu. Nu o să fac niciodată așa ceva. Vreau să văd dacă mă pot răni. Niciodată! Nu e de mirare că la școală râd de tine. Nu e adevărat! Cu toții te bat pentru că ți-e frică să ripostezi. Bătaia nu e o soluție. Ba e, când ai la face cu un bully, te-a găsit pe tine victima lui. Ești slab și profită de asta. Dacă te-ai apăra, te-ar lăsa în pace, pentru că un bully e slab la rândul lui. Caută pe altul mai slab ca el, ca să pară mai puternic în fața celorlalți. Nu o să dau
tine. Slab. Asta e tot ce poți? Lasă-mă în pace. Slab. Nu. E ca și când vântul mă mângâie. Asta e puterea ta? Atetic. Scoate toată durerea și nervii din tine și pune-i în pumnul tău! Lovește odată! Îmi pare rău, dar tu m-ai făcut să... M-ai rănit! Credeam că nu e posibil să întâlnesc un om pe planeta asta care să mă facă să simt durere. Tu nu ești tati. Eu sunt, cum îi numiți voi? Extraterestri? Oh, nu! Un extraterestru în casa mea, în locul lui tati? A fost ușor de înlocuit. A trebuit doar să-l clonez și să iau înfățișarea lui. Unde e tati acum? Pe nava mea, experimentăm pe el. Ca să cucerim această planetă, trebuie să aflăm ce slăbiciuni și defecte au cei care o locuiesc. Nu o să te las niciodată să faci asta! Și cum o să mă oprești? Nu știu încă! Dormi! Când o să te trezești, o să fie prea târziu pentru toți! Tati? Ce ai făcut? Ai adormit pe jos? A fost un vis urât. Da, la cum arăți, probabil a fost un coșmar. Se făcea că tu erai extraterestru. Serios? Arătai ca tati, dar de fapt erai o clonă. Copiii și imaginația lor. Eu mă duc la serviciu. Te descurci singur acasă, nu? Sunt un copil. Am visat urât, dar a trecut. Bravo! Ne revedem în curând. Oh, nu! Ți-am spus că o să fie prea târziu. Și este. Dacă v-a plăcut acest video, nu uitați să ne lăsați un like și să vă abonați. Pa, pa!